Ce-ar fi fost dacă ceasul nu s-ar fi inventat? Bună dimineața, Wonder! E timpul să te trezești! Lasă-mă să mai dorm încă 5 minute! Dar, Wonder, trebuie să ne întrebăm dacă ceva nu ar fi existat, ori inventat, ori ar dispărea. Ok, ce-ar fi fost dacă ceasul nu ar exista? Ești isteț! Ok, ce-ar fi dacă ceasul nu ar exista? Nu ne-am putea coordona cu alți oameni de-a lungul zilei pentru a face lucruri împreună. Copiii ar pierde autobuzul, studenții ar rata orele de curs, oamenii și-ar pierde jobul, iar tu ți-ai pierde micul dejun. Asta nu e cool. Știai că ceasul mecanic s-a inventat în secolul al XIV-lea? Înainte de asta, se foloseau alte instrumente de măsurat trecerea timpului. Ca de exemplu? Ca un ceas de nisip, ce-l numim clepsidră. Se folosea ceasul de apă, ce scurgea apa cu anumită viteză. Dar înainte de asta, ardeau ulei la opaiți pentru timp și lumină. Pe la 290 înaintea lui Isus, oamenii foloseau un disc plat și umbra soarelui pentru a măsura trecerea timpului. Așa că, Wonder, e timpul să te trezești!